Vă salut din nou din pădure. Aceasta este partea a doua la clipul Ghicește ciuperca. O să vă arăt o ciupercă. Vă las câteva secunde să încercați să identificați, apoi o să vă spun denumirea ciupercii. Aici avem o ciupercă. Astăzi, apropo, este 15 mai 2024. Și ia să vedem ce ciupercă avem aici. O să încerc să pun specii noi de ciuperci pe care nu le-am pus în prima parte, dar probabil o să pun și câteva din prima parte care arată oarecum diferit. Aici avem o ciupercă fără inel, fără bulb, crește pe ceva lemn de obicei, deși pare că aici crește din pământ, dar nu crește pe ceva lemn. Iar denumirea este Luteus cervinus, sau se mai numește popular ciuperca cervilor. Este comestibilă, dar nu foarte apreciată din punct de vedere culinar. Iar aici avem câteva exemplare puțin mai trecute, tot de Pluteus cervinus, care arată cam așa. Aici avem cap. Seamănă oarecum cu piciorul căprioarei, cu Macrolepeta procera sau chiar și cu Amanita panterina, doar că dacă vă uitați mai atent, diferă destul de mult, nu are nici inel. Și nu are nici pe pălărie acele puncte specifice albe. Deși culoarea pălăriei ar putea indica Amanita panterina. Aici avem o ciupercă foarte frumoasă, care crește printre primele atunci când dă sezonul de ciuperci vara. Deși acum nu e chiar vară, dar anul acesta se pare că am avut o vară foarte timpurie, la fel și o primăvară foarte timpurie. Și se pare că a crescut înainte de vreme, normal creștea prin 5 iunie sau în jurul la începutul lunii iunie de obicei. Dar acum, 15 mai, avem deja această ciupercă. Foarte frumoasă și foarte delicioasă. Sper că ați ghicit cum e, este inclusă și în clipul anterior. Denumirea este Amanita rubenscens sau popular se numesc curci. Aici avem o ciupercă timpurie din familia Rusula. Ia să vedem dacă ghiciți. Deci nu are inel, nu are bulb. Piciorul este foarte tare. Se rupe ca și treta. Iar pălăria este o culoare interesantă, fel de mov, un verziu cu mai multe combinații. Ok, denumirea este Rosula cianoxanta, ciupercă comestibilă, chiar delicioasă. După aceste ciuperci am venit eu de fapt în pădure să le caut, dar se pare că e totuși un pic cam de vreme. Ia să vedem. O ciupercă se numește Boletus reticulatus sau popular se numesc hrib de vară. Foarte, foarte buni. Aici avem un exemplu mult mai frumos de ciuperca cervilor, Luteus cervinus. Uite ce frumos e. Se numește, este din familia Pluteus, deoarece piciorul este luminos, oarecum este ca pluta. O să o culeg, o să trăgesc mai multe ciuperci la oaltă în seara asta. Și printre amestecate cu alte ciuperci e chiar ok. Deci mai avem un exemplu de Amanita rubenscens, puțin mai bătrână și mâncată de melci, se pare. Dar chiar și așa,
dacă o spălăm bine, e consumabilă, comestibilă. Eu o să culeg. Condițiile pentru ciuperci sunt foarte bune, doar că ziua trebuie să fie puțin mai cald. Hribii de obicei au nevoie de foarte multă căldură pentru a răsări, iar astăzi au fost cam 20 și ceva de grade, dar totuși nu e suficient. Dar dacă vedeți, dacă găsiți Amanita rubescens prin pădure, la scurt timp, după câteva zile, poate o săptămână, apar și hribii. Deci eu prezic că o să apară hribii înainte de începutul lunii iunie. Și acum am găsit unul, ieri am mai găsit încă unul, deci au apărut, doar că nu sunt un număr foarte mare încă. Dar după o ploaie, 20, dacă se mai gălește un pic vremea, cu siguranță o să găsim cu plasele. Aici avem o ciupercă interesantă, verde. Și nu are inel. Ia să luăm cu totul din pământ, nu are nici bulb, nu are nici... Când identificați o ciupercă, trebuie să vă uitați și dacă are bulb sau nu. Dacă iasă din ou, spre exemplu, această ciupercă verde poate fi confundată cu Amanita phalloides, care este mortală, dar aceasta este comestibilă. Deși Amanita phalloides apare un pic mai târziu, cam prin iulie-august, cred, aceasta apare mai repede, dar poate să crească și în același timp cu Amanita panterii, cu Amanita phalloides. Dar dacă nu are inel și nu are bulb, nu are ou din care iasă, nu este Amanita phalloides. Această ciupercă se numește Rusula heterophylla, popular se numește vinețică unsuroasă. Este ok, comestibilă, destul de ok, zic eu, destul de delicioasă. Iar aici mai avem un exemplar, ceva mai mic. Mai tânăr. Este foarte apreciată de melci, se pare, deci cum crește, cum atacă melcii. Dar dacă mai rămâne ceva, putem consuma și noi. Ia uitați, aici au căutat porcii după ghindă sau după trufe. Iar totul, drumul parcă i-a arat. Foarte puternici, porcii mistreți. Ar fi interesant să fie trufe pe aici, deși nu știu, nu am auzit pe nimeni să găsească trufe. Probabil e și greu de căutat dacă nu ai un câine specializat sau... Am văzut alții că merg la căutare de trufe chiar și cu porci, porci dresați. Foarte interesant, încă n-am încercat. Dar poate pe viitor. Wow, aici avem o ciupercă foarte interesantă. Hai să vedem dacă știți cum se numește. Probabil mulți vor spune că e coama leului, dar nu e coama leului. Seamănă foarte mult, totuși crește pe un fagustat. E foarte interesant că s-a făcut atât de devreme primăvara, de obicei asta se făcea toamna. Să urc o bucățică să vedem cum arată, mai de aproape. Deci are niște zimți și e răspicată ca un coral. Ok, denumirea este Hericium coralloides sau, nu știu, denumirea populară, probabil ciupercă de coral sau ceva de genul. Iar aici mai avem încă una foarte mică. Care acum crește, e comestibilă, e bună, se poate chiar și usca, este foarte bine peste iarnă, dar și consumată crudă sau prăjită cu ou, e excelentă. Ia să vedem ce avem aici. Avem un pâlc de ciuperci, cresc ca și ghebre toate la un loc, dar nu sunt ghebre. Ia să rupem una să vedem cum arată. Um.
făceau lamelele verzoi, iar pălăria e albă, galbenă, și unde au căzut sporii e mai verzui închis. Un măruniu pe mijloc, spre centru. Un hint, nu sunt comestibile, sunt provoacă intoxicații gastrointestinale. Denumirea acestor ciuperci este Hypoloma fasciculare, sau se mai numește ciupercă de sulf. Este foarte, foarte amară dacă gustați. Deci nu aveți cum să mâncați așa ceva și dacă încercați. Am revenit în pădure după câteva zile, pentru că atunci nu am prea găsit atât de multe ciuperci. Astăzi este 20 mai și ia să vedem ce avem aici. O ciupercă foarte frumoasă. Ați găsit deja. Este clasicul hrib de vară, Boletus reticulatus. Deci după a fost ceva ploi zilele trecute, acum două zile a plouat foarte mult, a plouat vreo 6-7 ore în continuu, și se pare că după ploile de zilele trecute și căldura de azi și de ieri, se pare că au început să apară hribii. Foarte frumos. Ia uite ce ciupercă avem aici. Este o ciupercă în formă de coral, foarte interesantă, galbenă. Crește totul dintr-un singur picior, dintr-un singur mănunchi. Dar mare atenție, poate fi confundată cu... Deci este din familia Ramaria, dar nu este Ramaria aurea, este Ramaria formosa. Și această ciupercă este foarte amară și este toxică, se provoacă intoxicații gastrointestinale. Deci dacă o gustați și este amară, clar nu este bună. Ramaria aurea este mult mai galbenă, la culoare un galben mult mai deschis și nu are gust amar deloc. Deci asta nu este bună. O, da, au început să apară hribii de număr mai mare. Aici avem unul micuț, dar frumos. Iar aici avem unul mai mărișor. Deși atunci când apar vara sunt foarte atacați de insecte, trebuie culeși foarte rapid când sunt mici, pentru că dacă stau o zi, două în pădure, deja începe să atace insectele. Doar hribii de toamnă nu sunt chiar atât de mult atacați, pentru că atunci e mai rece și nu sunt atât de multe insecte care să-i atace. Dar vara, printre primii hribi, foarte greu găsiți unul care să fie nemâncat de insecte, neatacă deloc. Aici am găsit niște ciuperci foarte interesante pe care nu știu încă exact ce sunt. Galbene, să fie galbiuri, nu prea cred, dar posibil. Să vedem. Este miros, nu. Interesantă. Sunt puțin iuți la gust. Nu miroase ca și gălbiorii. Dar posibil să fie ceva specie de gălbiori. Interesanți. Dacă știți ce sunt, lăsați în comentarii. Ok, am întâlnit din nou această ciupercă, cred că știți deja ce e, Russula cyanoxanta. Haideți să vă spun o chestie interesantă despre ciupercile din familia Russula, pe care probabil nu o știți. Și anume, dacă identificați o ciupercă și este în familia Russula, este din familia Russula, atunci, ca să identificați dacă e comestibilă sau nu, trebuie doar să o mirosiți, să o gustați. Dacă are un miros plăcut și un gust plăcut, e comestibilă. Dacă nu are un gust plăcut sau miroase foarte respingător, clar nu e comestibilă, dar nu există specii otrăvitoare din familia Russula care au gust bun. Deci care sunt comestibile, care pot fi mâncate așa crude, sunt comestibile, deci nu sunt otrăvitoare din familia Russula doar. Deci nu aplicați tot ceva și la alte specii. Dar la familia Russula e valabilă.
Și ca să identificați o ciupercă din familia Rosula, rupeți piciorul. Dacă piciorul nu are inel și nu are bulb și se rupe ca și creta, cel mai probabil este din familia Rosula. Iar lamele de obicei sunt albe la toată ciupercă din familia Rosula. Ia uitați ce mai avem, încă un hrib ceva mai închis la culoare, mai roșiatic, dar este aceleași specie ca și acesta. Ia să vedem. Da, deci este mult mai închis la culoare, la pălărie, dar este tot boletus reticulatus, hrib de vară. Comestibil foarte bun. Aici avem niște ciuperci care cresc toate la un loc. Foarte interesante, te cresc toate dintr-un singur mănânc, cresc pe lemn. Aici este un trunchi de pom, un copac. Asta din dacă știți ce sunt. Au piciorul roșiatică rămiziu, lamelele albe, pălăria roșiatică cu spre maro. Denumirea lor populară este ghebe, sunt ghebe de stejar. Științific se numesc Gymnopus fusipes. Sunt comestibile, destul de ok. Amestecate cu alte ciuperci, chiar ok. Aici avem o ciupercă foarte interesantă. Are pălăria foarte albicioasă pentru ceea ce cred eu că e. Hai să vedem dacă știți ce e, dacă ați ghicit. Eu cred că e Amanita rubescens, deoarece este roșiatică la bază, are bulb și este roșiatic și are puncte gri pe pălărie. Dar e posibil să fie și Amanita citrina, deși nu prea cred. Cel mai probabil e un Amanita rubescens ceva mai albicios. Comestibilă foarte bună. Aici avem două ciuperci foarte interesante pe care nu știu sigur dacă le-am identificat. Foarte galbene, pălăria foarte fină. Cresc pe ceva lemn, posibil să fie ceva specie, ceva din specia Pluteus, cel mai probabil. Dar, deși nu prea cred, după codiță, codiță e cam foarte fragilă, dar e posibil. Ceva Pluteus sau dacă nu ceva, nu știu, Entoloma, nu pricep, nu știu mai mult de atât, dar nu cred că sunt comestibile. Dacă știți, lăsați un comentariu. Foarte frumos aici în pădure. Excelent. Cam atât pe ziua de astăzi, haideți să vă arăt ce am găsit. Aici, după cum probabil aduce, deja avem Amanita rubescens, sper că foarte frumoasă. Și aici avem ce am găsit eu astăzi, Rosula cenoxanta, Rosula heterofila, ceva un pic mai bătrână, tot Rosula cenoxanta, doar că e mai albicioasă. Aici la fel Rosula cenoxanta. Aici avem Rosula cenoxanta, varianta clasică, foarte închisă la culoare. Deci, după cum puteți vedea, variază foarte mult culoarea și nu vă puteți lua doar după culoarea ciupercii, ci trebuie să uitați la mai multe caracteristici. Aici avem hrib de vară, Boletus reticulatus. Aici, la fel, încă unul frumos, mare.
Deci, în mare parte, doar râsul Cenoxanta, și asta e tot la fel, râsul Cenoxanta și acei gălbiori. Mai sunt niște gălbiori. Probabil Centerellus, Cibaris, deși nu pleacă de tot. Probabil Centerellus, Morsiae, ceva de genul, nu țin minte exact cum se numesc. Așa, și Cucia, Manita rubescens. Lăsă câțiva și cam atât. Destul de bine. O să-i gătesc în seara asta cu ou. O să fac, suntem 3 persoane care practic o să mâncăm din aceste cioperci. Foarte frumos, sper că ați învățat ceva nou. Dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu, probabil va veni și partea a treia cândva în viitorul, pentru că intenționez să mai vin după ciuperci zilele următoare sau luna următoare, prin iunie, iulie chiar, dacă vor fi ploi și dacă va fi căldură, cu siguranță se vor face și alte tipuri de ciuperci. Ce-mi doresc să găsesc este puiul pădurii, Laetiporus sulfureus, ceea ce nu am găsit, și Pleurotus, deși Pleurotus e puțin cam târziu pentru Pleurotus, pentru că a fost o vară foarte, foarte timpurie. Și desigur îmi doresc să găsesc crăițe, Amanita cezarea, care e foarte delicioasă, dar aceea se face puțin mai târziu, prin august-septembrie sau probabil sfârșitul iulie-august. Și, desigur, hrib de toamnă, Boletus aereus, îmi plac foarte mult. Vreau să pun și o parte din ei la uscat, dacă o să găsesc mai mulți. Și, cu siguranță, multe tipuri de râsula, o să fie la vara. Râsula virescens, care de asemenea îmi place. Râsula rosea, iar și e ok. Dar, da, până atunci, toate cele bune și... Spor la cules, să ne auzim, să ne vedem cu bine. Toate cele bune!